Starea de alertă se va prelungi pentru încă 30 de zile, începând cu data de 9 decembrie, însă cu o serie de relaxări. Pe lângă faptul că masca de protecție în aer liber în spațiile neaglomerate și interdicțiile de noapte vor fi eliminate, accesul la petrecerile publice de Crăciun și Revelion va fi liber. Potrivit lui Raed Arafat, sunt permise evenimentele în noaptea de Revelion, neexistând un număr maxim de persoane care participă la acestea. Oamenii trebuie însă să respecte regulile de protecție. Ar fi foarte bine. Ar fi foarte bine. Să nu mai fie așa ceva. Credeți că i-ar ajuta pe oameni în această perioadă a sărbătorilor? Da, foarte bine, că este mare, multă libertate. Asta este. Foarte bine. S-au gândit și ei că se duce și ei la biserică. Deci considerați că i-ar ajuta pe români, adică cel puțin la psihic, să avem puțin mai multă libertate, să zic. Da, e bine. Așa. Să gândească, ziceau, da. E mai bine dacă ar fi să le dea niște, la oameni ăștia care are până într-un milion niște bani. Că mă dusei acolo să iau ceva și zicea, uite, ăștia, o femeie și cred că copilul era, ăștia ajunge până ne dă PSD-ul bani. Guvernul Ciucă a anunțat că pregătește mai multe măsuri de relaxare valabile pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Marseară a avut loc o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în care au fost discutate mai multe variante. Tot timpul. Exact. Ce părere aveți? Să fie foarte bine, să fie tot timpul. Crezi că e o măsură bună pentru noi? Normal. Printre măsurile discutate se numără renunțarea la carantina de noapte, ceea ce înseamnă că în noaptea de Revelion ar putea fi permise petrecerile. Totodată, programul magazinelor ar putea fi prelungit până la ora 23, de la ora 21, cum este în prezent. În ceea ce privește programul restaurantelor, acestea ar putea fi deschise până la ora 2. O altă măsură luată în calcul este aceea ca masca de protecție să nu mai fie obligatorie în spațiile deschise, ci doar în cele închise.